În perioada 22-25 august anul curent, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihai Grigorescu al județului Iași se desfășoară etapa națională a concursului servicii profesioniste pentru situații de urgență, cu participarea loturilor din 11 inspectorate pentru situații de urgență, printre care și lotul Inspectoratului Neamț. Iar tot în această perioadă se desfășoară și etapa a patra finală la probele individuale duel, în ordinea performanței obținute la etapa zonală a primilor 10 concurenți, la două probe, pista cu obstacole pe 100 de metri și scara de fereastră.